Bun găsit, dragi telespectatori! Ca de obicei, o emisiune pentru dumneavoastră, o emisiune în care invităm oameni deosebiți, oameni care ne reprezintă, oameni care chiar cunosc foarte bine județul Bacău, pentru băcăoane, în primul rând, dar și pentru românii din străinătate. Astăzi, la personalitatea zilei, avem un invitat special, un invitat deosebit, un bun prieten al televiziunii noastre, domnul senator Miron Alexandru Smarandache. Domnule senator, bine ați venit în noul nostru studio, de aici, de la Onești. Mulțumesc, domnule Gem, mulțumesc pentru primire. Bună ziua tuturor spectatorilor și telespectatorilor dumneavoastră. De ce spuneți că județul Bacău este un județ frumos? Pentru că întotdeauna, să știți, dragi telespectatori, noi mai discutăm înainte de emisiune, dar am constatat că avem foarte, foarte multe lucruri de spus despre județul Bacău. Spuneți-mi, cum simțiți județul Bacău din calitatea dumneavoastră de senator? Păi pot să spun cum simt județul Bacău nu numai din calitatea mea de senator, ci și din calitatea mea de locuitor al județului Bacău. Mai exact, unde v-ați născut? Nu sunt băcăoan din naștere, sunt băcăoan prin adopție. Am venit în Bacău, în Moinești mai exact, în 1984, tânăr stagiar, și iacătă s-au făcut 35 de ani de când Moineștiul și Bacău m-au adoptat, ca să zic așa. Aici mi-am întemeiat familia, aici mi-am clădit cariera profesională și de 8 ani de zile aproape, de 7 ani de zile și o carieră politică. Haideți să, pentru că emisiunea noastră are un spațiu destul de generos, noi, așa cum știți, dragi prieteni, publicitatea o punem la început și la sfârșitul emisiunii. Nu întrerupem, pentru că am tras o concluzie că dacă rupi o discuție, poate... Bun, acum, ca să glumesc, așa. Uneori, dacă emisiunea este interesantă, e bine să fii și la jumătate emisiunii, din perspectiva finanțatorului unei astfel de afaceri. Da, 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 sigur. Hai să o luăm de la începutul carierei dumneavoastră politice, da? Spuneți câteva lucruri, cum ați început până ați ajuns senator? Probabil că ați avut și alte funcții până... Ca să vorbesc de cariera politică, trebuie să încep cu cariera mea profesională. Așa. Cea politică s-a legat oarecum de viața mea pe meleagurile moineștene, pe zona asta, de activitatea profesională pe care am făcut-o aici. Cum vă spuneam mai devreme, în 1984, tânăr stagiar la Petrol, la Moinești, la Schela Zemeș, mai precis, o carieră în care am avansat foarte repede. În 1987 eram deja șef de birou, în 1990 șef de serviciu, iar din 1992 director la baza de aprovizionare Dărmănești. Din această perspectivă pot să spun că am avut legături foarte strânse cu toate firmele, fie că erau de stat, fie firme private din zona, firmele mari, să spun așa, pentru că baza Dărmănești în acea perioadă, și o spun cu regret în acea perioadă, pentru că mi-aș dori să o văd și acum în funcțiune, de desfășurare a activității. Nu mai este acum în momentul Din păcate, domnii proprietari ai petrolului din România astăzi au considerat că nu mai au nevoie de acea sucursală și ca și multe altele, de fapt, au închis-o. Deci, repet, din această perspectivă am cunoscut foarte bine realitatea zonei, am cunoscut foarte bine mulți oameni din zonă, multe firme, drept pentru care, într-o perioadă când, vorbesc de 2012, când cineva, nu e niciun secret, toată lumea știe, de la PPDD, căutau, să spunem, personalități care să poată să candideze pentru un loc în Parlamentul României din partea lor în județul Bacău, m-a sunat cineva în perioada aia și m-a întrebat dacă nu îmi doresc să fac și o carieră politică
față de cariera mea profesională, zic unii, nu mă laud eu, zic unii o carieră strălucită, să spun așa. Sigur că în acea perioadă nu mă gândeam, sub nicio formă nu mă gândeam că aș putea să fac ceva politic la asemenea nivel, dar persoana respectivă a insistat și până la urmă și familia m-a sfătuit să încerc să fac și lucrul ăsta. A fost o reușită, am candidat pe Colegiul 7, cel care aveam componență Moinești, Dărmănești, Comănești, Poduri, Măgirești și Ardoan. Am intrat deputat pe listele PPDD-ului. Din păcate, PPDD-ul, un partid făcut într-un studio de televiziune, cu o platformă politică cu adresabilitate destul de populară, să spun, n-a știut să-și găsească liderii cei mai buni, că de fapt acolo s-au împotmolit, în așa fel încât la un moment dat lucrurile mergând într-o direcție greșită, partidul s-a desființat. Asta s-a și întâmplat. Pe de o parte, iar pe de altă parte, din calitatea de parlamentar a unei formațiuni politice care nu avea niciun fel de greutate în Parlamentul României, lucrurile pentru care eu cel puțin am mers acolo și care se îndreptau către cetățenii zonei, nu puteau fi realizate. Mai este un lucru pe care îl recunosc și prietenii mei îl știu, cei mai mulți prieteni ai mei din județul Bacău era un partid din care cu onoare fac parte astăzi și o spun cu onoare pentru că la nivelul județului Bacău PSD e un partid de oameni foarte serioși și care și-a respectat totdeauna promisiunile. Revin, deci am ales să intru în rândurile Partidului Social Democrat pentru că era și o posibilitate din partea mea să fac lucruri pentru cetățenii din zonă, să pot ajuta oamenii, să pot ajuta instituțiile, să pot să fac, deși la noi încă legea lobby-ului nu există, dar trebuie spus că de fapt asta înseamnă să fac lobby pe lângă instituții, în așa fel încât proiectele necesare locuitorilor zonei să poată fi puse în aplicare. Eu cred că demersul meu a fost unul reușit și dovada spuselor mele stau nenumărate demersuri pe care le-am făcut în sprijinul cetățenilor mai ales, în sprijinul tinerilor, a copiilor din zonă. Și dacă îmi permiteți, până la următoarea întrebare să zic, eu am avut în toată perioada asta și ca deputat și ca senator o mare disponibilitate de a încerca să fiu aproape de tineri, făcând mai multe lucruri în sensul ăsta. Am avut aproape în fiecare sesiune parlamentară cel puțin un grup de tineri pe care i-am invitat la Parlament, încercând în general să aduc copii din școli care au rezultatele cele mai bune la învățătură. Ăsta fiind și, de fapt, ca un premiu, să zic, din partea mea pentru acei copii. Și vă spun că rezultatele sunt incredibile. Dacă cu ocazia asta am permis să vă fac o invitație la următorul grup pe care îl aduc la Parlament, să însoțiți dumneavoastră împreună cu un cameraman, să vedeți reacția copiilor după o zi de vizitat plenul Senatului, sălile de comisii și tot ceea ce poate, plus istoria acelei clădiri care e o istorie importantă pentru tot neamul românesc, să zic. Cu mare drag, cu mare drag. Eu sunt convins că telespectatorii noștri, având în vedere că au văzut diverse manifestări la care televiziunea noastră a fost partener, a participat, ne-am întâlnit cu dumneavoastră și pe la Solon și prin alte comune, ei deja vă cunosc, dar probabil acum, în urma invitației dumneavoastră, vor dori să vadă și aceste lucruri. Și vă spun și care este primul grup. Primul grup va fi de la Solonț, pentru că ați tot am vorbit de la școala din Solonț și dacă vă amintiți, eram împreună la deschiderea anului școlar, când am făcut atunci promisiunea directorului școlii că va fi una din școlile din zona mea, să spun, de responsabilitate politică,
care va beneficia de o excursie gratuită pentru cei mai buni elevi din școala Solonț la Parlament. Da, trebuie să vă mențineți ideea, trebuie precizat aici că la Solonț am întâlnit un director de toată isprava, nu mai vorbim de faptul că avem și un primar acolo, domnul Eusebiu Alexandrescu, un primar de mare calitate, un om deosebit, și sunt convins că și cei din Solonț, văzând emisiunea noastră, vor fi nerăbdători să afle cum se va finaliza această propunere. Vă rog să continuați. Da, că ați amintit de domnul Alexandrescu, într-adevăr un primar destoinic, un primar serios, un primar care nu minte și care își onorează toate promisiunile făcute de celor care l-au pus în fruntea lor ca să le conducă destinele comunei pe perioada de 4 ani a mandatului unui primar. Sunt mulți primari destoinici la noi în organizație și după mine, și lucrurile astea le discutăm mereu în întâlnirile noastre, după mine, cea mai mare calitate a unui primar să nu minte. Adică să nu facă promisiuni fără acoperire. Să promiți totdeauna ceea ce știi că poți să și faci. Din fericire pentru toți primarii județului Bacău, Programul Național de Dezvoltare Locală le-a oferit și pârghii, multe pârghii, prin care să poată să-și dezvolte infrastructura rutieră, infrastructura sanitară, infrastructura educațională din comunele pe care le conduc. Din păcate, aici mai avem probleme cu constructorii, mai sunt constructori care nu-și respectă contractele. Și ăsta e un motiv pentru care uneori astfel de investiții, astfel de proiecte mai trenează, să spun așa. Bun. Haideți să vorbim, dacă tot am stabilit până acum parcursul dumneavoastră politic, să ne spuneți dumneavoastră, aveți și intervenții în cadrul, aveți tot felul de acțiuni pe care le organizați la nivel de partid, pe de o parte, da, la nivel de senatori și grupuri politice. Dacă ne puteți destănui din discuțiile pe care le aveți cu colegii dumneavoastră, pentru că nu în fiecare zi la televiziunea noastră vine un senator. Și atunci telespectatorii sunt interesați să vadă cam cum interacționați cu colegii de la București, care sunt din toată țara. Sigur, sunt. Acum trebuie să mai fac o mică paranteză. Știți, fac o paranteză la o altă paranteză. Trebuie să facem precizarea că televiziunea noastră este deschisă pentru toate partidele politice și noi, și așa este normal pentru o instituție de presă. De aceea nu să ne ferim de cuvântul să spunem că sunteți senator PSD, că sunt proiecte foarte bune la nivelul județului Bacău, că sunt și lucruri de criticat, asta este adevărat. Dar, lăsând toate deoparte, vorbim aici de lucruri importante pe care le face orice guvern, indiferent de culoarea politică, pe care le face atunci când este la guvernare. Și de aceea, tocmai că partidul dumneavoastră a ales un slogan, ne ținem de cuvânt. Da, da. Și am fost bucuros să aflu de la dumneavoastră că, într-adevăr, aveți în vedere ca acest slogan să devină și realitate. Spuneți cum interacționați cu colegii dumneavoastră din București. Dacă vorbim de realizări și de grupuri parlamentare, și pot să spun așa, că pentru grupul parlamentar, să nu ne referim doar la senatori, senatori suntem doar doi, da, eu și domnul președinte Benea, președintele organizației, senatorul Benea, noi suntem 8 parlamentari din partea PSD-ului de Bacău. Din această perspectivă... Mai puteți să și nominalizați. Cine, da, mai este? Sigur, doamna Șotcan? În grupul de deputați, doamna Șotcan, domnul deputat Floroiu, da, domnul ministru Șova, domnul deputat, fost ministru al transporturilor, Șova Lucian, domnul Ilișanu Claudiu, da, și domnul Donava Costel și doamna Hărătău, care după numirea domnului Gabi Vlase la conducerea Serviciului de Informații Externe,
Acces dumneai pe locul rămas liber, doamna Elena Hrătău, doamna profesoară. Deci iată mulți băcăoani care au ajuns și în funcții foarte importante la nivelul statului român. Asta e un grup criteriu, destul de puternic. Un criteriu, ca să spun așa, de apreciere a activității, în primul rând, a organizației și, în al doilea rând, chiar a grupului parlamentar, care e un grup extrem de unit, extrem de sudat, un grup de prieteni, noi suntem prieteni între noi, un grup care se întâlnește nu numai în Bacău, ci și în cadrul Parlamentului, chiar dacă Senatul și Camera au de regulă acțiuni separate, mai sunt plenurile comune unde ne întâlnim toți, dar aproape fiecare săptămână președintele nostru și senatorul Benea este cel care ne coalizează, ne adună, ne întâlnește și schimbăm impresii față de activitatea din Parlament. Deci, practic, dânsul este locomotiva acestei... Sigur, și din perspectiva faptului că este președintele organizației și, în afară de obligațiile de parlamentar, are foarte multe obligații de șef de organizație, multe obligații pornind și din sarcinile pe care le primește de la Biroul Permanent Național sau de la chiar de la CEX-ul Național. Deci spuneam că suntem un grup unit, un grup care a avut și are în continuare la nivel de județul Bacău câteva lucruri extrem de importante pentru băcăoani și nu numai pentru băcăoani. Vorbim de un obiectiv care, iată, de câteva zile de săptămâna asta a început deja să fie pus în practică. E vorba de centura ocolitoare a județului Bacău. Probabil că telespectatorii dumneavoastră știu că are o întreagă istorie această centură. Dacă ne gândim că a început în 2008 cu o declarație politică făcută de domnul Orban, prin care pe hârtie a inaugurat centura ocolitoare a județului Bacău. Da, a fost întreagă discuție atunci. A doua etapă legată de centura a fost ghinionul. El a fost un ghinion pe care l-am avut cu firma din Turcia care a câștigat licitația din 2013, dacă nu mă înșel, și care la un moment dat s-a dovedit, a câștigat licitația, trebuie să o spunem, în dauna actualului constructor al centurii, în dauna băcăoanului nostru, Dorin Umbrărescu. Firmă care probabil că a venit în România gândindu-se că găsește aici firme care n-au de lucru și care pot să lucreze pe sume sub valoarea, să spun, a lucrărilor, socotarea lor de acasă nu s-a potrivit cu cea din România. Pentru că au venit cu un calculator și cu câțiva experți, dar n-au găsit aici sub antreprenor, cum se mai folosesc la marile lucrări de infrastructură din România, n-au găsit sub antreprenor care să fie în acord cu ei să poată lucra la această centură, drept pentru care au renunțat la executarea centura. Da, probabil, și vă întreb aici, probabil și din cauză că ei s-au bazat foarte mult pe forță de muncă din România. Ce vă spuneam, exact. Că au crezut că găsesc aici oameni care vor de foame, care n-au de lucru și care vor veni să lucreze și la niște tarife mici, extrem de reduse. Trebuie să spunem aici telespectatorilor, dar ei, știți cum, telespectatorii noștri sunt foarte bine informați. Ei știu că Umbrărescu face lucrări de calitate foarte bună. Eu, cel puțin, când merg cu mașina prin toată țara și dumneavoastră la fel, am văzut lucrări terminate de Umbrărescu. Am fost uimit să văd că o firmă românească poate să facă lucruri foarte, foarte bune, de calitate. Am o bănuială că și drumul de acum, nu sunt sigur, dacă drumul, să spunem, de la Tecuci până la Huși, până spre Chișinău, nu. Da. Nu știu dacă este făcut tot de Umbrărescu. Mi s-a părut iarăși un drum foarte bun. Chiar dacă nu e un drum cu de mare viteză, dar un drum bine lucrat. Este un fapt recunoscut de toată lumea, inclusiv de lumea constructorilor, că firma lui Umbrărescu este o firmă serioasă, cu o logistică importantă, o logistică modernă. Și are forță de muncă calificată. Forță de muncă, asta vreau să adaug și eu, forță de muncă suficient de mare, în așa fel încât să ducă lucrări de astfel de anvergură, să spun așa. Noi suntem fericiți că până la urmă războiul, pentru că a fost și în etapa a treia, ajunsesem la etapa a doua cu turcii care au renunțat la contract, în etapa a treia, când noi am reușit să repunem la licitație acest obiectiv major pentru numai pentru cetățeni, dar și pentru economia județului Bacău,
Noi am fost bucuroși că până la urmă firma lui Umbrărescu a câștigat licitația, deși a urmat încă un război cu o altă firmă turcă care a contestat rezultatul licitației și care n-a făcut să pierdem mai bine de 6 luni dintr-o perioadă în care lucrurile puteau să meargă înainte, lucrurile puteau începe și probabil că astăzi, dacă n-am fi avut acele contestații, probabil că astăzi ne lăudam cu primii kilometri de autostradă cu adevărat făcuți în Moldova. În Moldova. Pentru că lumea trebuie să știe că o bună parte din această centură ocolitoare va fi făcută în regim de autostradă cu mai multe semnificații. Spun lucrul ăsta pentru că am întâlnit destui cărcotași. Sigur, oarecum justificat, pentru că oamenii luând de atâtea ori între ghilimele țeapă cu povestea asta cu centura, au început să nu mai creadă nici atunci când văd că lucrurile chiar se înfăptuiesc. Ca la Petrică și Lupu. Da. Revin și spun că acest regim de autostradă a centurii ocolitoare a Bacului, în afară de faptul că va da un plus de confort regimului circulației, în sensul că vor putea mașinile să circule într-un alt fel de regim de viteză, ea va putea face legătura cu acele mari, și aici o să ajung la o altă etapă a proiectelor mari pe care le are grupul PSD din Parlamentul României și organizația PSD Bacău. Mă refer la drumul expres care e posibil să ajungă până la urmă și tot autostradă Ploiești-Pașcani, care va trece prin Bacău și care se va înțepa în această centură, și cu marele nostru proiect, proiectul la care noi ținem foarte mult și suntem aproape siguri că până la urmă se va realiza, vorbim de autostrada Ungheni-Iași-Roman-Bacău-Brașov-Făgăraș. Este bine de spus și Făgărașul, pentru că da, că știam doar de Bacău-Brașov, acest proiect începe de la Făgăraș și se termină la Ungheni. O spun asta și pentru colegii noștri de la Iași, care în demersurile pe care ei le-au făcut pentru autostrada Moldovei ne-au scos pe noi cei de la Bacău din orice discuție. Adică ei își doresc foarte mult și nu știu de ce fac lucrul ăsta. Adică știu, dar mi-e greu să spun pentru că n-am dovezi în sensul ăsta. Își doresc foarte mult ca autostrada Moldovei să fie cea care se străbată munții pe la coada lacului la Bicaz, adică Iași-Târgu Mureș. O variantă extrem de costisitoare și știu că ați fost la prezentarea făcută de domnul ministru Șova, extrem de costisitoare, de 2 ori și ceva mai scumpă decât varianta pe care noi ne-o dorim și care credem că se va înfăptui până la urmă, cea care se ducă autostrada prin Bacău spre vest. De asemenea, din punct de vedere geografic, extrem de greu de făcut cea Iași-Târgu Mureș, pentru că trece printr-o mulțime de arii protejate. Și, de asemenea, ca și structura a reliefului, ca și greutatea construcției, una greu de realizat. De aceea, având în vedere toate condițiile astea, îi place președintelui meu și colegului meu, senatorul Benea, să spună că geografic și matematic toată lumea trebuie să înțeleagă că varianta care se poate face, cea corectă și care, într-adevăr, va lega Moldova de Ardeal, este cea care trece prin Bacău. Da, într-adevăr, povestea centurii Bacăului este o poveste cunoscută foarte bine de telespectatorii noștri. Discutam cu colegii de dumneavoastră următorul aspect, că aveți în plan sau că aveți propuneri pentru simplificarea acestor proceduri, pentru ca contestațiile să nu mai întârzie. Vorbim de legea achizițiilor, da, în final. Da. Da, într-adevăr este... Ce mai știți despre... Este o problemă. Actuala formă, să spunem așa, legea achizițiilor este una care permite, să spunem, contestatarilor de serviciu sau firmelor care n-au intenții foarte serioase în ceea ce privește chiar lucrările, să facă fel de fel de demersuri care, și nu mi-e frică să o recunosc, care, prin care chiar să nu știu, n-aș vrea să-i spun șantaj, dar e o formă de a,
de a șantaja pe oamenii serioși, cei care într-adevăr licitează și pot să și construiască. Considerați că sunt și implicații politice, adică dacă un partid de opoziție își dorește, poate interveni pe la oamenii de afaceri de genul acesta? Nu, e mult spus. Sau doar concursul între firmele mari? Dacă mă întrebați pe mine, că nu sunt în miezul acestei probleme, dar din ce am auzit și ce îmi povestesc alții, sunt firme care și-au angajat, în loc să-și angajeze specialiști sau să cumpere logistică pentru o astfel de lucrare, și-au angajat avocați care să găsească fel de fel de chichițe, în așa fel încât procesul, să spun, de semnarea unui contract de execuție pentru un obiectiv major de infrastructură, să treneze luni, poate ani de zile, în așa fel încât să-l facă pe la care a câștigat, să ducă la el, eu știu, și să negocieze nu știu ce altfel de lucruri. Nu cred că e vorba de o implicare a politicului în n-am nicio informație. Eu la asta mă gândeam, zic, poate având în vedere că atâta vreme cât ești la guvernare vii cu un proiect, e posibil ca adversarul politic să vină la rândul lui cu tot felul de contramăsuri, în sensul, domnule, hai să nu realizeze PSD această autostradă, hai să arătăm că este incapabil, hai să arătăm că nu au bani, hai să arătăm că aduc constructori care nu sunt competitivi, care nu au forță de muncă, care n-au puterea de a duce proiectul până la capăt. Așa, acum, vedeți, lucrurile se văd din foarte multe perspective. Trebuie, în schimb, să înțelegem că există o adevărată mișcare civică în această zonă a infrastructurii, la autostrăzi. Chiar zilele astea sunt tot felul de acțiuni în țară, tot felul de ONG-uri, tot felul de persoane mai mult sau mai puțin publice, vin și spun că e nevoie de autostrăzi. Văd că județul Bacău s-a mișcat foarte repede și asta e un lucru foarte bun, pentru că avea o problemă acolo domnul primar Necula. Se bloca orașul, se bloca din cauza că mare parte din intrarea din Bacău era circulată și de mașini de mare tonaj și așa mai departe. Ei, dacă acest proiect și știți, trebuie să avem încredere în proiecte, dacă tot timpul nu... Eu spun că... Eu sunt chiar un optimist. Da. Trebuie să avem încredere nu doar în proiecte, ci și în cei care le susțin și cei care le execută. Acum, pentru noi lucrurile sunt foarte clare și cred că orice cârcotaș din județul Bacău trebuie să recunoască că nu mai există cale de întors pentru centură, atâta timp cât nu noi, nu politicul. Chiar săptămâna trecută am văzut un reportaj făcut de un blog care nu are legătură cu politica, cu fotografii de la șantierul centurii, în care se văd utilajele, se văd deja lucruri începute acolo. E clar că din perspectiva asta lucrurile nu mai pot fi întoarse. Și faptul că avem mare încredere în acest constructor din mai multe motive. Unul, că toată lumea o recunoaște că e o firmă cu forță. Al doilea, că e băcăoan. Și că, orice băcăoan, are și el mândria lui de a face un lucru bun și cât se poate de repede. Iar dacă Dumnezeu ne ajută și vremea și lucrurile merg așa cum ne dorim noi, poate că la sfârșitul anului ăsta o să avem o bucată de, 10-15 km de centură gata, făcută în așa fel încât chiar să se vadă lucruri concrete, chiar începând de anul ăsta. Ce vreau să vă mai întreb? Cunoașteți bine județul Bacău. Cum vedeți dezvoltarea economică a județului Bacău de o parte și de alta a Siretului? Intrăm în zona domnului Floroiu acolo. Pe de altă parte, avem această zona Văii Trotușului, avem Siretul la mijloc. Cum apreciați dumneavoastră, ca om politic, echilibrarea din punct de vedere al dezvoltării ale celor două părți ale județului Bacău? Eu nu pot să o apreciez decât una corect făcută, pentru că vorbeam mai devreme, sau la începutul emisiunii, vorbeam de Programul Național de Dezvoltare Locală.
program care a dat posibilitatea tuturor UAT-urilor, tuturor primăriilor din județ să facă proiecte și să primească finanțare pentru lucrurile importante care trebuie făcute în fiecare comună. Și vorbeam atunci de lucruri importante, toată lumea o spune și trebuie să recunoaștem că dezvoltarea unei societăți pornește de la trei lucruri esențiale. Infrastructură rutieră, infrastructură sanitară și infrastructură educațională. E, pe aceste trei segmente, Programul Național de Dezvoltare Locală încearcă să asigure fondurile în așa fel încât să nu mai existe nicio comună din, vorbim de județul Bacău, că nu ne referim la, da, situația este generală pe țară, să nu mai existe nicio comună din județ care să n-aibă apă și canal, care să n-aibă școală, care să n-aibă dispensar, care să n-aibă, eu știu, asfalt pe toate ulițele. Sau măcar pe drumurile principale. Măcar pe drumurile principale. Vă spun cu mâna pe inimă, am fost recent într-o comună din Oltenia, m-am avut puțină treabă acolo și am văzut un lucru extraordinar, care nu credeam că pot să-l văd într-o comună mică din România. Toate ulițele din satul asfaltate, dar asfaltate într-un mod extrem de corect, să spun așa, cu rigole făcute, cu trotuare făcute, cu... Am și discutat cu primarul fiind un coleg de-al nostru, primarul comunei, și l-am întrebat cum a reușit. Cu multă abnegație, cu dorință, cu fonduri europene, cu demersuri făcute începând de la Consiliul Județean până la Ministere, în așa fel încât a reușit să-și pună comuna la punct 100%. Ultima lucrare majoră făcută acolo era lucrarea de apă și canal, care aștepta stația de epurare ca să o pună în funcțiune. Astfel de lucruri încercăm și noi în județul Bacău și din perspectiva echilibrării, să spun, a dezvoltării pe regiuni a județului Bacău, eu cred că acest program nu face decât asta. Să asigură o dezvoltare echilibrată. A, bine, acum lucrurile țin și de cei care conduc primările, țin și de cei care au câștigat licitațiile, pentru că vă spuneam mai devreme că uneori, chiar dacă noi, politicul vorbind și guvernul, asigură banii necesari, finanțările necesare, uneori întâlnim și probleme legate de calitatea celor care trebuie să execute lucrurile și care semnează niște contracte. Aveți foarte mulți primari din partidul dumneavoastră, ceea ce este un lucru bun, pentru că în felul acesta puteți să legați foarte bine proiectele la nivel național cu cele la nivel județean și în cele din urmă la nivel de UAT. Cum vedeți alegerile care vin și care sunt perspectivele de a vă menține acum, acest pachet? Intrăm în zona politică. Vorbim de care alegeri? Că ne așteaptă o perioadă cu multe alegeri. Foarte bun răspunsul. Da, vorbim în primul rând de alegerile europarlamentare, da, pe de o parte, și pe de altă parte alegerile locale care vor fi în într-un an. Hai să vorbim despre europarlamentare. Vorbim de europarlamentare, PSD-ul e organizat la nivel politic. E un partid bine organizat. Pe regiuni. Regiunea de Nord-Est este o regiune care are niște vicepreședinți la nivel național și care răspund de tot ce se întâmplă politic în această regiune. Avem la ora actuală vreun europarlamentar care să vină din această zonă Nord-Est? Știți, deci cumva? Eu vă spun că pe fiecare zonă în parte n-a fost doar unul, au fost mai multe propuneri a celor din zonă, a liderilor politici din zona respectivă. E vorba de colegul meu, președintele Partidului, senatorul Benea, e vorba de doamna Crețu și e vorba de doamna Fedorovici. Da, o listă neoficială în neoficială, acest moment. Neoficială, eu spun că astea sunt numele care se discută la nivel de regiune Nord-Est. Probabil până la urmă va fi o alegere care va ajunge pe masa CEX-ului, repet, și CEX-ul va decide până la urmă lista finală, pentru că componența acestei liste și fiecare persoană care va fi desemnată să reprezinte partidul în aceste alegeri este una extrem de importantă și pentru primar. Revenim la întrebarea care mi-a spus-o. Pentru primar și pentru activul nostru al PSD-ului. Nu vă ascund că și la nivel de zona de care răspund eu, la discuțiile pe care am cu liderii de organizații și primarii noștri, mă întreabă, domne, știți că una e să motiveze electoratul, având pe listă niște nume cu notorietate, cu expertiză, cu o calitate bună a persoanei respective,
Și alta e să apară o listă cu niște nume pe care oamenii să nici nu îi cunoască, să nu fie auzit de ei, să nu poată da. Nu poate să-și adune niște informații despre persoanele respective. În situația în care și eu sunt absolut sigur că PSD-ul va veni cu o listă de oameni care să reprezinte, nu numai partidul, să reprezinte și România la Parlamentul European și în Consiliul European. Funcție de această listă și dacă doriți, săptămâna viitoare ne putem auzi la un telefon și vă pot confirma sau nu. Dacă regiunea de Nord-Est va avea un reprezentant și un reprezentant serios. Am văzut această listă, domnul Benea, și m-aș bucura să avem un băcăuan să fie europarlamentar. De ce m-aș bucura? Pentru că dacă la ora actuală și până acum în emisiune am discutat de influența pe care o au deciziile politice începute la nivel de Senat sau de Camera Deputaților prin reprezentanți băcăuani, iată că dacă lucrurile merg mai departe și avem un băcăuan aici, sigur că proiectele pe care ni le propunem respectiv pe zona de infrastructură rutieră e posibil să avem șanse mult mai mari, cu atât mai mult cu cât trebuie să recunoaștem că avem o deficiență în această zonă a absorbirii fondurilor europene pe acest domeniu. Deficiența pe acest domeniu pleacă și de la proiecte. Trebuie să o recunoaștem. Asta e motivul pentru care toate demersurile noastre legate de autostrada de care vorbeam mai devreme au început de la niște lucruri legate de documentații, să spun. Și știți foarte bine cum a început acest demers. A început cu o societate de consultanță de nivel european care se cheamă Baypassa, care a făcut un studiu privitor la care variantă este cea mai optim de realizat ca să lege Moldova de altfel, Transilvania. Domnul Șova, la conferința de care ați vorbit spus, și pe care a explicat foarte clar cum stau lucrurile. După care un organism care e un fel de jandarm al Parlamentului European și cel care, dacă blochează anumite proiecte, ele nu mai trec niciodată. Dacă el aș da acordul cumva, acord putând până să însemne chiar faptul că nu are observații la un anumit proiect, se cheamă Jaspers. Jaspers-ul, deci au fost două entități europene care au văzut această documentație și care cumva și-au dat acordul pentru varianta de care vorbeam, cea care ne-o dorim noi și care reprezintă, cum să zic, țelul nostru suprem, hai să spun așa, că pentru noi, parlamentarii de Bacău, nu există nicio altă motivație mai importantă, restul ne ocupăm de multe lucruri, dar cel mai important obiectiv al nostru și care cred eu că e reprezentativ și pentru noi, dar și pentru organizație, vorbim de această autostradă. În această perspectivă, deci noi pregătim, anul ăsta o să fie licitația pentru studiul de fezabilitate și foarte important, nu știu câte lumea a înțeles asta, proiectul tehnic legat de studiul de fezabilitate. Pentru că cel care face studiul de fezabilitate, făcând și proiectul tehnic, în felul ăsta este mult mai responsabilizat decât cei care până acum, și știți foarte bine că s-au întâmplat multe accidente. Da, este o idee. Se făceau studii de fezabilitate care peste un an, 2, 3, 5 ani nu mai erau de actualitate și se revenea cu ceea ce însemna cheltuieli suplimentare, pierdere de timp și așa mai departe. În momentul în care o firmă câștigă studiul de fezabilitate și proiectul, atunci devine mult mai responsabil. Da. Și clar că și acea documentație este una mult mai bine făcută și mult mai viabilă. Vorbeați de sigur că acest proiect va intra în exercițiu că leg una de alta. Exercițiul financiar 2021-2028 al Uniunii Europene. De aceea revenim la un candidat și un europarlamentar care să ne reprezinte pe noi, e foarte important să fie acolo, pentru că fiind acolo, probabil că banii pentru această autostradă ar fi poate mai ușor absorbiți. Și nu numai asta, și sigur și alte lucruri. Până la urmă, acesta este scopul politic, da? Da. Este de a veni cu proiecte, de a le promova, de a le susține, dar în primul rând de a le susține în beneficiul celor pe care îi reprezint. Și aici, în această emisiune, m-am referit strict la județul Bacău. Am văzut că sunteți întotdeauna invitat de către primarii din județul Bacău atunci când se demarează un proiect, când se finalizează pe parcurs, vin primarii la dumneavoastră să vă ceară sfaturi, să vă vin cu propuneri din zona
persoană, cum interacționați mai concret cu cei care până la urmă reprezintă comunitatea respectivă? Da, sunt aleși de acolo. Eu că nu la de e o comunicare continuă între noi și nu numai între mine. Vă sună, înseamnă și la telefon. Între toți colegii mei și toți primarii noștri și nu numai între primarii avem o legătură strânsă. Chiar și cu președinții de organizații din localitățile în care nu avem primari. Cu toată lumea. Iar ce să vă zic, vă spuneam mai devreme, ăsta e jobul nostru. Adică, bun, a fost aleși de cetățenii din județul Bacău, dar cetățenii din județul Bacău sunt cetățeni ai comunei Poduri, ai comunei Solonț, ai comunei Ardeoan și așa mai departe. Sigur că dacă muncim pentru cetățenii Bacăului, cu atât mai mult muncim pentru cetățenii comunilor de care răspundem, să zic așa, nu numai politic, răspundem și în ceea ce privește executarea sau finalizarea proiectelor de acolo. Sigur că primarii au nevoie de o legătură strânsă cu noi pentru că se consultă cu noi în tot felul de situații în care întâmpină probleme, au piedici și așa mai departe. Da, eu nu întâmplător v-am pus această întrebare pentru că m-am bucurat de fiecare dată când ne-am revăzut cu diverse ocazii. La care sunteți și dumneavoastră invitați. Și suntem și noi invitați și noi ne bucurăm foarte mult că primarii apelează la noi pentru a marca anumite momente, pentru a arăta oamenilor mai concret, arăta transparență în ceea ce fac, modul cum se cheltuie atât banul public cât și banii care vin atât de la Uniunea Europeană, dar și de la Guvernul României. Și este foarte bine atunci când, ca și om de televiziune, găsești în teritoriu un senator, un deputat. Iată, astăzi dumneavoastră ați fost aici lângă noi și acest lucru arată încă o dată transparență. Ce vreau să vă mai întreb pe finalul emisiunii noastre, pentru că sigur sunt convins că dumneavoastră veți mai veni la noi la televiziune. Și avem o discuție continuă, nu numai în fața celor care ne privesc, ci și un dialog permanent acolo când ne facem timp 5 minute împreună cu primarul, împreună cu consilierii locali sau cu cetățenii, să stăm de vorbă, să vedem cum ce își doresc ei, dacă sunt mulțumiți de ceea ce s-a făcut până acum. Să ne gândim un pic la viitorul județului Bacău. Ce ne puteți spune din ceea ce știți dumneavoastră, cum credeți că va evolua județul Bacău în următorii ani? Lăsând deoparte autostrăzile, am discutat drumurile și pe alte planuri. Lucrurile sunt legate între ele. Vorbeam tot timpul de infrastructuri, fie că e rutieră, fie că e educațională sau de educație, fie că e sanitară. Astea sunt pârghile importante în dezvoltarea oricărei comunități, oricărei societăți. Pe aceste trei segmente, PSD la Bacău, grupul parlamentar, Consiliul Județean, primarii noștri și, dacă vorbesc de primar acum, trebuie să spun câteva cuvinte și despre primarul municipiului Onești, un primar extrem de dornic să facă lucruri în folosul oneștenilor și foarte bătăios. Spun asta oarecum din informații nu directe, pentru că nu vine de obicei la mine. Spuneați că vă leagă amintiri frumoase și despre Onești, sigur, dacă tot suntem la Onești. Sigur, dar îl văd foarte des la București, la Ministerul Dezvoltării, la Compania Națională de Investiții, la Ministerul Transportului, la noi, la Senat. Îl văd foarte des preocupat ca lucrurile să se întâmple, ca proiectele pe care le are să aibă finalitate în municipiu. Dacă vorbesc de legăturile mele cu Oneștiu, sunt unele care într-o perioadă erau extrem de strânse. Din păcate, zona aia care mă lega pe mine foarte mult de Onești, la ora asta e în stadiu de conservare, ca să spun așa. Vorbesc de faptul că am fost petrolist și aveam și relații comerciale și legături cu atât cu rafineria cât și cu combinatul de cauciuc, dar și am avut legături oarecum, să le spun, sociale. Pentru că într-o perioadă, și o spun cu mare bucurie, m-am ocupat de... Am fost în Consiliul de Administrație și chiar președintele Consiliului de Administrație la echipa de fotbal Petrolul Moinești, echipă care a activat în divizia C, în divizia B. Așa, în perioada aveam relații foarte strânse din punct de vedere sportiv cu, iarăși, cu o amintire, cred eu, și plăcută, dar și dureroasă pentru oneșteni cu echipa de fotbal FC Onești.
Făceam schimburi de jucători, cu Dumnezeu să-L odihnească pe domnul Puiu, care era sufletul acestei echipe. Ne sunam tot timpul și am avut jucători care au plecat de la Moinești spre Onești când echipa juca în divizia. După aceea, când Oneștiul a retrogradat și a renunțat la o parte din jucători, s-au întors la Moinești. Oricum, era o legătură foarte strânsă între cluburi, la fel cum exista o legătură strânsă și cu FCM Bacău, o echipă iarăși la vremea aceea, și o spun cu durere, că nu mai există fotbal pentru bacăuani la nivelul ăsta. Chiar apropo, cu stadionul din Bacău, ce s-a așa întâmplat? Așa cum știți și dumneavoastră, a venit o propunere din partea, eu zic, și nu mi-e teamă să o spun și nici nu cred că greșesc, că firme cele mai mari care operează în județul Bacău și nu numai în județul Bacău, de demanului a venit o propunere prin care dumneavoastră își doresc să construiască un stadion. Sigur că, din această perspectivă, două stadioane într-un oraș, două stadioane, să zic, moderne, agreate de UEFA, nu ar fi o investiție, cum să zic, normală, pentru că ar fi bani aruncați, să spunem, pentru două obiective de același interes. Deci, Dedemanu a intrat într-un parteneriat cu primăria Bacău. Ei își doresc de la primăria Bacău terenul, utilitățile și să construiască un stadion modern de o capacitate care să satisfacă nevoile orașului și ale județului Bacău, urmând ca acolo, pe amplasamentul vechiului stadion, să se facă terenul de tenis, eu știu, alte lucruri dedicate tot sportului. Și mai e un lucru care, pe actualul amplasament al stadionului de la Bacău, cred eu că cu greu s-ar fi obținut avizii de la forurile UEFA, FIFA, pentru avizarea acelui stadion pentru competiții europene, să spun așa. Vergură, da. Pentru că, din câte știu eu, UEFA pune multe condiții legate de locuri de parcare, legate de utilități, legate de... Despre parcări o să discutăm și data viitoare. Pentru presă și așa mai departe. Da, da, da. Cu dumneavoastră se poate discuta foarte mult timp și foarte bine, pentru că avem multe teme. De aceea îmi spun de la dumneavoastră în fața telespectatorilor o promisiune, dacă veți mai veni pe la noi în acest an. Mai ales că, pentru că relația noastră este una veche, ne știm de mult de timp și îmi face plăcere să vă revăd de fiecare dată, atât pe dumneavoastră cât și pe colaboratorii dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc foarte mult și vă promit că nu voi intra în politică așa cum ar fac alții jurnaliști. E adevărat că, fără să vrei, având această meserie, discuți despre politică, poți să ai opinie, dar totuși locul jurnalistului este în presă. Nu spun întâmplător, având în vedere cum se desfășoară imaginele în peisajul politic românesc. Mi-ar fi plăcut ca emisiunea noastră să fie mai lungă, dar deocamdată ne vom opri aici. Dacă mai doriți, am depășit, sponsorizăm noi de data aceasta această depășire. Asta de dragul de a fi invitatul nostru aici. Mulțumesc, la personalitatea zilei. Dacă mai aveți ceva de completat. A fost o discuție interesantă și cred că telespectatorii noastre s-au lămurit cu un lucru care țin de interesul cetățenilor și interesul județului. Încă o dată spun, mi-a făcut mare plăcere să vin și, deși am amânat întâlnirea noastră de câteva ori, de data asta o spun că mi-era jenă să mai, deși și astăzi era o acțiune în Bacău. Foarte importantă, da, de altfel. Dar pentru că am promis că vin, nu mai puteam să o amân și încă o dată spun, cu mare plăcere am venit și mi-a făcut plăcere discuția și încă o dată spun că cred că telespectatorii au rămas cu ceva din povestea din toată discuția pe care am avut-o. Sigur, vom avea foarte multe teme în viitor de discutat. Am discutat doar o parte din ele, pentru că cerințele oamenilor, ale cetățenilor, sunt foarte mari. Vom discuta probabil în emisiuni viitoare și despre canalizare și despre gaze și despre energia electrică, să vedem unde ajunge. Sunt foarte puține locuri adevărat în județul Bacău, dar pentru că vin cei din străinătate
parte și mai construiesc, mai e nevoie de extindere, o să ne gândim la momentul respectiv, vom discuta despre legislația în vigoare care permite furnizorului de energie să nu facă investiții pentru câteva case, deși dreptul la apă este garantat, da? Și la energie și la o viață mai bună până la urmă. Trebuie să vă mulțumim, domnule senator, a fost alături de noi domnul Miron Alexandru Smarandache. Nu voi încheia înainte de a mulțumi colegei mele Lili pentru că s-a ocupat de tot de aranjamentul pentru această emisiune și iată, îl avem... Înțeleg că e producătorul dumneavoastră. E și producătorul meu și de suflet pot să spun așa. Mulțumesc cameramanilor Nicu, Adrian și Florin care au răbdare cu noi și fac treabă foarte bună. Mulțumim întregii echipe care va lucra la prelucrarea acestei emisiuni, care va ajunge, zic, la o calitate foarte bună la telespectatorii noștri. Multă sănătate, succes în alegeri, domnul senator. Mulțumesc. Și încă o dată toți cei care sunt în politica județului Bacău, indiferent de culoare politică, sunt bine primiți aici la Exclusiv TV. Până data viitoare, Eugen Ungureanu vă spune la revedere! Thank you.